Femeia în vârstă de 59 de ani se îndrepta către locuința sa când a fost ajunsă din urmă de un tânăr care a încercat să-i fure sacoșa. Victima a căzut la pământ, iar minorul în vârstă de doar 15 ani a început să o lovească cu picioarele. Femeia a strigat după ajutor, iar în sprijinul acesteia au venit două persoane rude cu femeia, care l-au imobilizat pe tânăr până la sosirea polițiștilor. Suspectul a fost reținut de polițiști și de investigații criminale și prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Bârlad și respectiv judecătoria Bârlad. Pe numele acestuia a fost emis mandat de arestare preventivă pe durata 14 zile, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii tentativei la infracțiunea de tâlhărie. Pentru fapta sa, minorul riscă până la 5 ani de închisoare.